dinți și buzunare. E bine să fiți prevăzători, pentru că cei pe lângă care treceți nu vă vor sări în ajutor în cazul în care veți fi atacați de hoți. S-a întâmplat pe Bulevardul Independenței luni 9 noiembrie. Camerele de supraveghere ale poliției comunitare au surprins un grup de hoți minori care au sustras un portofel din rucsacul unei tinere. Infractorii sunt atât de pricepuți încât victima n-a simțit că rămâne fără bani. Hoții și-au ales o locație numai bună, stația RATP de la Piața Agroalimentară Independenței. De regulă, oamenii sunt agitați, trebuie să urce într-un mijloc de transport în comun și nu mai sunt atenți la bunurile lor. Infractorii au pus ochii pe o tânără îmbrăcată cu o geacă și care purta rucsac. După victimă a plecat primul hoț, o fată, s-au apropiat apoi doi băieți. Unul singur a desfăcut rucsacul, ceilalți doi mici infractori au ținut de șase și au încercat să mascheze operațiunea. Camerele de supraveghere ale poliției comunitare au surprins totul. Pe imagini se observă însă și lipsa de reacție a trecătorilor care observă că tânăra este ținta unor hoți. După ce au sustras portofelul din rucsac, micii golani au fugit. Se observă pe cameră cum aruncă bunul furat peste un gard. Degeaba s-au speriat copiii, nimeni nu i-a luat la întrebări, așa că s-au întors și au luat banii din portofel. Polițiștii au reușit să identifice pe infractorii minori cu ajutorul imaginilor video. Hoții se pregăteau să dea altă lovitură în stația Copou. Polițiștii din cadrul secției 2 de poliție au reușit ieri identificarea în zona Copou unui grup de patru minori, două fete și doi băieți, care aveau un comportament ciudat și dădeau de bănuit că ar fi preocupați de o activitate de furt. Într-adevăr, acest lucru a fost confirmat lucrătorii din cadrul poliției municipiului Iași, avându-le ca principale suspecte, avându-i pe aceștia ca principale suspecte, într-un furt comis pe data de 9. De mare folos ne-au fost și imaginile puse la dispoziție de camerele de filmare montate în zonă, în care se vede cum acest grup infracțional are într-adevăr preocupări ilegale. Hoții sunt frați și locuiesc în Păcureț. Nu este prima dată când fură și sunt prinși de polițiști. Fiind minori, nu răspund pentru faptele lor.